Mesele îmbelșugate de Paște au atras și câteva kilograme în plus pentru gurmanzi. Sălile de fitness sunt luate acum cu asalt de cei care s-au răsfățat pe perioada sărbătorilor de Paște, dar și în mini-vacanța de 1 mai. Sălile de sport din Târgu Jiu au început să se aglomereze, semn că după răsfățul culinar din perioada sărbătorilor, târgujenii vor să revină la formele dorite, dar și pentru a face mișcare benefică organismului. Ce-i drept, nu este ușor, o recunosc oamenii. Unii au fost mai cumpătați la masă. Cel puțin de sărbătorile astea am zis că luați mai mare, tocmai ca să nu depun și mai multă muncă decât ar trebui pentru una la vară. Și acum, după mesele îmbelșugate de Paște, cum merge antrenamentul, mișcarea? Mai greu. După Paște vin frecvent la sală, acum mai ales acum după Paște. Ar trebui să venim mai des. Crezi? Încerc să mă tonific. Cum au fost mesele de Paște? Am încercat să mă mențin, să mă limitez, nu am exagerat deloc. Iar acum ai revenit oarecum ca să dai ce ai acumulat? Da, puținul care l-am acumulat, încercăm să-l eliminăm. Și faptul că se apropie vara și trebuie să arate bine îi motivează pe oameni să tragă din greu la sala de forță. Gătești și pentru sezonul estival de vară? Mă mențin cam tot timpul, și iarnă și vară, și toamnă și primăvară. Na, încercăm să fim pentru sănătate în primul rând și după aceea pentru aspectul fizic. Des pentru tabăra la Costinești. O să mă duc astăzi, în perioada aceasta de 24 iulie, 4 august, și o să mă duc și cu fratele meu la Nevers, și trebuie să mă fac fit. Vrei să fii în formă și... Da, vreau neapărat. Medicii îi sfătuiesc pe oameni să nu apeleze la diete stricte pentru că există pericolul să se îmbolnăvească.